Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Domnul Zafiu are hanorac. Da, domnul e prima dată. Frigut. Luca are hanorac. Domnul Tudor a venit cu geacă. Eu sunt ca de obicei, dar de astăzi mi-a luat și fular. Pentru că în dimineață... Ți-ai luat fular deja? Da. Ai dat drumul la centrală? Pe mine asta. Nu, n-am dat drumul. N-ai dat drumul? Deci, nu știu ce mi se întâmplă. Sunt 21 de grade în casă și... Pe mine, eu mă mir că tu n-ai pus mâna pe butonul balans. Mă învârt pe lângă centrală, știi cum mă uit la ea? Mai aștept. Ai că dimineața nu te strânge așa un pic când te dai în pat? Rău. De aici masochist. Azi mai frică oricând, am văzut. Încerc să mă obișnuiesc cu temperaturi mai joase. Am înțeles că se dorme mai bine la temperaturi mai joase. Deocamdată nu se verifică tot atât de prostor. Mergi pe școala daneză. Dar în dimineața asta 7 grade în mediul rural. În București erau 6. Nu erau 6, erau 10, 9, 10. Și a venit frigul. Sunt 8 grade acum. Mi-am scos bocăncei și ciorapii lungi. Așa. Lugii. Și mă pregătesc de iarnă. Și l-am sunat pe prietenul nostru, meteorologul Silviu Grigore. Bună dimineața, Silviu. Neața, Silviu. Bună dimineața, domnilor. Bună dimineața și ascultătorilor Europa FM. Silviu? Ascultându-vă cum descrieți vestimentația pe care o purtați în această dimineață, nu pot să constat decât un lucru. E în concordanță perfectă cu data din calendar până la urmă, nu? Păi ne obișnuisem cu schimbarea climei, încălzire, adică noi ne gândeam că stăm la tricoua și noiembrie. Plus că toamna venea în decembrie de obicei. Da. În ultimii ani. Știți că schimbările climatice, creșterea temperaturii medii globale cu aproape 1,5 grade Celsius, o constatăm în comparație cu era preindustrială, adică aproximativ 100-150 de ani în urmă, așa că m-aș gândi să trec doar la tricou în următorii ani. Nu se va întâmpla acest lucru. Dar, apropo de ceea ce spuneați, voi, într-adevăr, constatăm o schimbare semnificativă față de ieri, spre exemplu. Astăzi, din sudul țării, nu vor fi mai mult de 20-21 de grade. În capitală au fost 29 de grade ieri, adică o zi autentică de vară. Iar în această dimineață, în nordul țării, deja temperaturi de îngheț. Minus 2 grade în Maramureș. Încă sunt valori ușor negative. S-a format brumă, ceață. Aceste fenomene sunt specifice acestui anotimp, pentru că ne îndreptăm din punct de vedere calendaristic, spuneam, către jumătatea toamnei, iar ceea ce s-a întâmplat începând de ieri și continuând cu ziua de astăzi, nu este altceva decât o apropiere de normalitate. Chiar dacă această masă de aer maritim polar, cum este ea cunoscută, fără însă să vină din zona polului nord, determină valori chiar sub cele normale pentru această perioadă. Cât va ține? Nu foarte mult, pentru că dacă astăzi se răcește și, cum spuneam, se răcește consistent și în jumătatea de sud a țării, mâine vreme mai rece, adică temperaturi sub cele normale pentru această perioadă, care, în paranteză, fie spus, ar fi cam între 14 și 22 de grade, așadar vreme rece va fi în nord, în centru, în est, dar începând de marți, miercuri, chiar în unele zone, pentru că mâine în vest vor fi temperaturi normale, vremea se încălzește, astfel încât la jumătatea săptămânii și mai ales joi vom vorbi deja din nou despre vreme caldă, cu maxime cam între 16 și 26 de grade Celsius. Din nou, în sud, în sud-vest, se vor atinge valori care ating și chiar depășesc ușor pragul climatologic al zilelor de vară, care este considerat de noi 25 de grade. Așadar, este un episod relativ scurt și aș mai face o mențiune aceea că diminețile vor fi într-adevăr destul de răcoroase, cu temperaturi din nou în depresiuni, în nord, la pragul înghețului sau chiar ușor sub acesta, pentru că, evident, durata de strălucire a soarelui a scăzut, durata nopților a crescut și această masă de aer rece asociată cu o presiune atmosferică mai ridicată înseamnă și nebulozitate în zilele următoare mai redusă, ceea ce amplifică radiația terestră nocturnă. Ce spuneam în zilele următoare, pentru că astăzi, în nord, în centru, se va înnora mai consistent și vor fi și precipitații, ploi și poate la munte, la peste 1500 de metri masivele nordice, chiar precipitații mixte. Bun, dar când spui că vor fi ploi, acum întrebarea e dacă o să picure așa un pic sau o să fie chiar ploi de toamnă, că pământul este foarte uscat. Ploi lungi, păcate, care se țină zile întregi. Deci este persistentă de multe săptămâni în bună parte a țării, mai ales aici în regiunile sudice și estice, dar din păcate, din acest punct de vedere, nu vom conta astăzi și nici în zilele următoare pe o cantitate sau pe cantități de precipitații însemnate. Nu, vor fi ploi slabe,
fără un impact semnificativ în ceea ce privește necesarul de umezeală din sol, pentru că, într-adevăr, seceta a fost și este una prelungită și extinsă. Voi ați făcut deja prognoze pe termen lung? Adică putem, știm, sau, mă rog, avem o idee sau o prognoză despre cum va fi iarna asta sau e prea devreme? Da, se fac astfel de estimări, nu doar pe 4 săptămâni, așa cum suntem obișnuiți, se fac estimări de către Centrul European de Prognoză pe Medie Durată, chiar și pe intervale mai mari. Dar cu cât este mai mare intervalul de anticipație, cu atât se reduce probabilitatea de realizare a acestor estimări, nici măcar prognoze nu pot fi numite. Pe de altă parte, se iau în considerare variabile destul de complicat de gestionat, să spunem, din punct de vedere al introducerii lor în acest sistem de prognoză, ca extinderea stratului de gheață în Eurasia, grosimea și extinderea banchizei de gheață nordică și așa mai departe, oscilația bianuală, sunt mai multe variante care, și variabile care sunt luate în calcul. Dar se contează, apropo de ceea ce vă spuneam, în estimările pe mai multe luni ale Centrului European, pe temperaturi peste cele normale mediate în această iarnă, însă influența pe care o va exercita fenomenul El Niño în desfășurare și în dezvoltare semnificativă în Pacificul intertropical ar putea determina și în zona continentului european, în zona de sud, o a doua parte a iernii mai bogată în precipitații. Ceea ce pentru noi s-ar traduce prin ninsori mai însemnate cantitativ, n-ar fi exclus chiar și episoade de viscol în ianuarie și februarie. Am înțeles, mulțumesc foarte mult, Silviu. Deci ne lustruim cauciucurile de iarnă. Băi, asta nu e îngrijorător, eu nu vreau. Nu mai îmi place de la o vârstă încoace, că am îmbătrânit frumos. Da, să mă nu mai place cu Moș Crăciun și cu asta. Împinge, îți place cu Moș Crăciun, nu îți place să dai la zăpadă, te știu foarte. Da, asta este adevărat. Nu nimic, lasă că te ajută un pic de gimnastică dimineața. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.